Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Cool Art. Aceasta este ultima ediție din acest sezon și mă bucur foarte tare că o vom încheia cu cineva special. Din 15 septembrie vom reveni și noi pe micul ecran, dar până atunci însă trebuie să-i spun bună seara partenerei mele de discuții. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că m-ai făcut specială! Da, păi trebuie să fie și ceva special în emisiune. Cine ești, de unde vii și ce faci? Mă numesc Virginia Vasilache, după cum bine știi. Sunt un om, ca toți oamenii, și cred că am fost înzestrată cu niște talente pe care mi le exprim prin diverse forme, și anume prin teatru, muzică, scriere și așa mai departe. Uite că asta nu știam că scrii. Da, da, îmi place foarte mult să scriu, de mică mi-a plăcut. Nu știu de unde vine, mă rog, vocația asta. Dar știu că a început totul într-o vacanță când aveam 11 ani, când m-am apucat în vacanța de vară să scriu un scenariu despre un film pentru vârsta mea de atunci. De atunci, la momentul ăla. Da, pe care l-am scris 24 de episoade. Frumos. L-am bătut la mașină, într-o formă foarte aproape de ceea ce înseamnă un scenariu, pentru că nu mai văzusem până la vremea respectivă, dar, repet, nu știu de unde... A fost așa ceva, a venit de undeva. A fost ceva, o informație, da. Și îmi plăcea să scriu și poezii, mă rog, pentru vârsta mea erau foarte drăguțe și acum mă amuz când le citesc. Și ai mai scris de atunci? Da, 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 scriu în continuare, îmi place foarte mult să scriu. Am mai scris inclusiv pentru spectacole de copii pe care le susțin, cu trupa Minericii. De obicei scriu eu scenariile, chiar dacă sunt inspirate din povești românești, din basme. Din autori români. Da, încerc să le dau o notă personală, nu neapărat pentru că contest valoarea operei, Doamne ferește, ci pentru că încerc să aduc la prezent pentru copiii de astăzi ce cred că i-ar interesa pe ei și să transmit mesajul cât mai aproape de ce înseamnă. Apropo de treaba asta, aș vrea să te întreb, crezi că cei din ziua de astăzi, mă refer la copiii din ziua de astăzi, apropo de ce spunea Dinau și o să discutăm imediat și despre Minericii și o să vedeți despre ce este vorba, crezi că cei din ziua de astăzi, micuții din ziua de astăzi, percep mesajele pe care voi, prin ceea ce faceți, le percep așa cum trebuie? Absolut. Copiii, după părerea mea, sunt fantastici. Percep mai mult decât mesajul verbal, pentru că, după cum se știe, limbajul non-verbal predomină. Sub diverse forme, de aceea în toate spectacolele mele cu Minericii și în general, mai ales când mă adresez copiilor, folosesc mai mult limbaj non-verbal decât verbal. De regulă, părinții sunt cei care percep mai greu, dar copiii sunt, se prind din prima, să spun așa. Sunt foarte asta e foarte important. Da, eu țin foarte mult să precizez că chiar consider că la vârsta lor sunt foarte deschiși, primesc foarte bine informațiile și nu cred că ar trebui să-i desconsiderăm sau să-i considerăm inferiori. În niciun caz. Sunt, de exemplu, când jucam cu Teatru Masca, Statui Vivante, noi de obicei aveam un costum care ne acoperea fața. Sigur că noi auzeam tot ce se petrece, uneori mai și vedeam, uneori mai și respiram. Dar veneau de regulă, pentru că spectacole se țineau în parc, în special festivalul de statui, veneau copii cu părinți și bunici. Și a fost chiar o chestie foarte interesantă că copilul înțelegea ceea ce noi propuneam. Noi nu aveam, aveam niște măști care nu, la care nu se vedea mimica, practic nici ochii nu se vedeau, păream niște statui. Statui, da, realmente. Copilul percepea doar din gesturi și din povestea ceea ce încercam noi să-i transmitem, percepea că vrem să interacționăm cu el într-un anume fel. Din prima, copiii înțelegeau din prima, părinții niciodată nu se prindeau. Da, trebuie să spunem, apropo că ai adus aminte de statuile vivante, că în această perioadă a început deja festivalul statuilor vivante în parcurile din București. Da. Și mă bucur foarte tare că în emisiunea asta au fost foarte mulți prieteni de la teatru, care au fost la Teatru Masca și trebuie să recunoaștem încă o dată, așa cum și ceilalți au recunoscut, că Teatru Masca pentru mulți dintre voi a fost o școală. Absolut, da, chiar o școală la propriu. Și ați devenit, realmente, dacă pot să spun așa, actori compleți, pentru că ați trecut de prin toate formele. Da, cred că fiecare, și-a găsit, să spun așa, rostul și să se îndrepte către ceea ce simte că poate, simte să facă că poate. Bine. Dar într-adevăr a fost o școală complexă. Nu s-a bazat doar pe un anume tip de... și nu doar pe non-verbal. Nu, ne-am bazat doar și pe... verbal. Da, exact. Când ai terminat facultatea de teatru? Facultatea de teatru, că am mai avut niște facultăți, mă rog, am terminat-o recent, în 2016.
Da. La ce deci, clasă? La clasa domnului profesor Mălai Mare și a doamnei profesoare Ana Maria Păslaru. Am avut de învățat foarte mult de la fiecare, foarte mult pentru că practic am stat în teatru 3 ani, deși mai stătusem prin alte medii și cu un ATC-ul când am terminat religia, dar a fost o altă, să spun așa, experiență. O altă experiență care eu zic că a prins absolut, bine și a e de învățat, da, da, da. Ai fost la un ATC și ai spus că ai terminat regia, ai terminat regie film. Da. Ai apucat să profesezi ca așa regie? Era masterul, regie, da, film, da, da. Și producții. Ai apucat să profesezi? Da, sigur, am profesat. De fapt, profesez și acum, dacă stau să mă gândesc. Tot ce am învățat am încercat să pun în aplicare în toate proiectele pe care le-am făcut. Mie îmi plac, în general, proiectele care au legătură cu scena. Chiar dacă sunt în calitate de, mă rog, regizor, n-am avut foarte multe ocazii, sau în calitate de actor, unde am avut mai multe ocazii, sau în calitate de cântăreț, unde iar am avut mai multe ocazii, și așa mai departe. La regie am avut ca profesor pe doamna Elisabeta Bostan și asta spune foarte exact. Multe. Nici nu mai trebuie să comentăm. Nu cred mai că are rost să comentez eu, exact. Și mi-a prins foarte bine, pentru că am învățat absolut abecedarul unui producător, unui regizor de film, unui regizor de teatru. Apoi, continuând cu studiile de actorie, am învățat și ce există pe partea cealaltă. Și ai fost și de o parte și de alta baricade. Da, practic m-am completat. Da, aș vrea să mai vorbim despre ceva, pentru că nu e vorba de un lucru de a te lăuda să te laude cineva, dar trebuie să știe lumea că vocea ta se mai aude undeva, în afară de teatru, muzică și, să spunem, poate ți-a ajutat Dumnezeu și film, dar vocea ta se mai aude undeva și lumea trebuie să știe despre ce e vorba. Așa, să te rog să ne povestești. Nu știu dacă e un lucru despre care să mă laud. Dar nu e vorba de laud, e vorba de o realizare. Sau să menționez. Da, pentru că am avut ocazia să lucrez într-un studio audio, unde se făceau multe voice-over-uri și așa mai departe, inclusiv dublaj de desen animat, pe care l-am înregistrat și eu de multe ori. Acolo făceam și voci și regie de dublaj, în fine. A sosit la un moment dat cineva care a realizat un casting destul de important cu 30 de voci masculine și feminine pentru... Maps, exact. Da. Da, ca să înțeleagă lumea, dacă vă uitați pe telefoanele pentru voastre Android, Maps. O să găsiți acea aplicație. Pentru Maps și alte asistenturi, să spun așa, și ca aplicații. Și cum a fost experiența asta pentru tine? A fost foarte grea, pentru că a trebuit să înregistrez vreo, dacă mi-aduc aminte, cam o lună de zile, în fiecare zi, 4 ore, între 4 și 5 ore, nu mai mult, pentru că obosește vocea. Un anume tip de voce, pe care l-am și dat la casting și l-am și luat, așa, trebuia înregistrat într-un ambient special, cu un anume, mă rog, zgomot de fond minimal. Existau niște cerințe foarte drastice, foarte din punct de vedere tehnic, da. Și a fost foarte greu, pentru că am înregistrat în jur de, nu știu, 7000 de fraze. Da, din care cineva, nu știu cine, o armată de oameni probabil, au decupat tăiat fiecare silabă și acum pot forma alte propoziții, da. Propoziții. De asta nici nu vorbesc coerent unde ai spus tu. Da, da, da. Dar mă rog, asta e probabil că sunt cea mai înjurată voce din România. Eu zic că nu. Dacă se pierde cineva. Da, vreau să te întreb, acum ne întoarcem puțin tot la partea de voce, pentru că vorbeam înainte de a intra aici în studio, vorbeam de teatru radiofonic. Oh. Apropo că vorbeai de dublaje pentru desene animate, da. Cum a fost munca asta de a dubla desene animate? În calitate de actor, zici? În calitate de actor, da. Păi, extraordinară. Eu am trăit cu teatru radiofonic. Toată copilăria mea ascultam pe casetă sau, mă rog, discuri. Discul sau la radio. Sau la radio, exact. Stând singur acasă, o perioadă destul de lungă de timp, ascultam și știam pe din afară gaițele, bădăranii și așa mai departe. Drept care mi-a fost destul de simplu să-mi însușesc schimbările acestea de voce, care practic creionează personajele și înfrumusețează personajele. Mie îmi place foarte mult acest tip de actorie, de să joacă, spun. Că e o joacă, da, dacă da, spun să da. Ne mai ales îmi place și pentru teatrul radiofonic, dar mai ales pentru desene animate, mi se pare că te poți duce oriunde
Și e foarte amuzant. Asta poți să ne dai un exemplu de un material de desen animat în care ți se poate recunoaște personaj? Vocea? Da. Păi am dublat, să-mi aduc aminte că asta s-a întâmplat ultima oară acum câțiva ani. Mă rog, cred că e disponibil pe un alt post din ăsta plătit un serial cu tigruțul Daniel în care sunt mama lui. Mă rog, asta e un rol mai serios, să spun așa. Dar așa am avut voci dublate și în Pinguinii din Madagascar și în, mă rog... Cu alte cuvinte, au fost producții de blockbuster până la urmă pentru lumea de desene animate în care tu ai Se mai dau în continuare pe anumite posturi speciale de televiziune adresate copilor, da, de desene animate. Da. Vreau să te întreb ceva acum, pentru că și o să ne mergem ușor către Mini Ricci. Voi sunteți în momentul de față un grup independent. Da. Apropo de Mini Ricci, foarte independent. Foarte independent. Da. Cum ți se pare flow-ul ăsta de teatru independent în momentul de față? Și unde îl vezi peste, să spunem, în România? În România, da. Unde îl vezi peste 2-3 ani? Mie mi se pare că a venit ca o necesitate. Pentru că realmente nu prea e ce să faci. Dacă vrei neapărat să faci așa ceva și vrei să joci și nu ai posibilitatea să te afiliezi vreunui teatru existent, nu ai decât această șansă, să faci singur ceva. Dacă ai și cunoștințe și baze, materiale și nu numai, să poți să susții așa ceva, este excelent. Din fericire, încă fac față acestor baze. Doamne ajută! Dar altfel, cred că foarte multă lume se demoralizează și cred că sunt foarte mulți actori și regizori și scenariști și, mă rog, întreaga scenograf și ce mai vrei tu, care ar putea să facă foarte bine niște producții extraordinare, să spun așa, dar nu au posibilități. Nu există spațiu, și aici nu e chestia, loc. Da, e o problemă de perseverență, de, mă rog, de nu, poate efort, și de noroc. De noroc. Noi cu trupa Mini Ricci suntem dispuși să colaborăm în viitor și în viitorul apropiat și cel îndepărtat cu absolut oricine își dorește să facă parte din acest proiect, din acest format, numai că acest format, dacă tot vrei să vorbesc vorbim despre el, este într-adevăr un format de spectacole pentru copii. Este în același timp un format pe care vrem să-l ducem mai departe cu niște emisiuni pentru copii. Pentru că astăzi sunt foarte puține emisiuni pentru copii sau aproape deloc, ceea ce e destul de rușinos. În, comparând cu situația din Europa sau, mă rog, America, nici n-are rost. Stăm foarte prost la capitolul ăsta. Este foarte clar că sunt foarte multe trupe pentru copii, că în continuare este nevoie de trupe pentru copii, pentru că și la spectacolele noastre, chiar la primul spectacol, a fost foarte multă lume. Deci se cere. Hai să ne întoarcem la momentul zero, momentul în care voi v-ați gândit, tu și, o să te rog să ne spui și cu cine a mai fost alături de tine, v-ați gândit să faceți acest concept, acest moment Mini Ricci. Exact din necesitatea asta, că nu există practic pe piața românească. Practic a fost ideea mea, am pornit de la faptul că și eu am un copil care are vârsta de aproape 8 ani. Și încercând în toți anii ăștia să-l duc la diverse spectacole, fiind în domeniu și așa, mi-am dat seama că nu sunt foarte multe locuri în care aș putea să-l duc și că nu sunt foarte multe spectacole interesante. Făcând tot ce ți-am povestit mai devreme în viața mea, mi-am dat seama că aș putea susține un astfel de format. Având o oarecare experiență de vreo 12-15 ani în dublaj, văzând tot felul de producții externe pentru copii, cred că mi-am făcut o opinie și cred că pot să îmi dau seama cam cum funcționează mecanismul acesta, cel puțin într-o oarecare măsură. Și m-am gândit că e momentul ca și altcineva să fie pe piață cu un alt fel de format. Ceea ce este diferit față de alte spectacole, în afară de, sigur că cel mai bun juriu e publicul, adică practic copiii. Așa este. Ei sunt un juriu excelent. Dacă la un spectacol de copii, copiii se plictisesc în primele 10 minute și se ridică sau începe o vânzoleală, e clar că ceva nu funcționează și trebuie schimbat. Din fericire, la spectacolele noastre nu s-a întâmplat așa ceva. Au fost foarte cuminți și de regulă, chiar când am jucat în aer liber, ni s-au spus, wow, la voi chiar au stat, adică s-a înțeles tot și așa. Da, așa este. Ideea asta am pornit-o. În familie trăiesc într-un mediu artistic, în același, să zic, domeniu, da.
Și cumva, vorbind despre lucrul ăsta, am colaborat cu colega mea cu care am lucrat în ultimul timp la niște, și la niște dublaje și la niște producții de genul ăsta, Sabina Mitre o cheamă. Pe care o salutăm. Pe care o salutăm. Și i-am descris această idee, ea a fost foarte încântată. Mă rog, dacă o să ai ocazia să o chem la emisiune, o să-ți povestească, i-a lucrat și teatru de păpuși, a fost și colegă cu mine la Masca și așa, noi suntem acolo ca într-o familie. Așa, și mi s-a părut foarte interesant și ușor, ușor am început să ne susținem. Ceilalți colegi care sunt acum în grupul Minericii, da, în trupa Minericii, sunt tot colegi de-ai mei, împreună facem lucrurile, nu este o relație de tip angajator-angajat sau director subaltern, da? Ci este o relație pur colegială, foarte prietenoasă. Ei vin cu foarte multe idei, au venit în proiectul ăsta pentru că și-au dorit să lucreze astfel. Nu i-a forțat nimeni, nimeni n-a promis vreo sumă impresionantă de bani. Deci nu, au venit pentru că le face plăcere. Puteți câți copii aveți în trupă, în afară, vorbind, în afară de colaborator? Câți colegi? Eu când spui câți copii, colegi? Zici... Da, câți colegi? Că ei sunt toți adulți. Păi stai să înșir. Deci Sabina Mitrea, Alex Floroiu, Alex Robu, mai avem un Alex, Teodora Deana Păcurar a fost și la tine, Andreea Corneanu, Dragoș Dumitru, și momentan, cred că atât suntem. Mai avem niște colaboratori, dar cu care lucrăm mai greu pentru că nu sunt, de exemplu, Ana Sivuda Ponte, cu care lucrăm mai greu pentru că este, lucrează în Giurgiu și e mai dificil cu... La Vianu. La Tudor Vianu, unde am jucat și eu vreo 3 ani. Da, unde am și fost și eu la un moment dat și am văzut un spectacol. La Bună seara, domnule Wild. Bună seara, domnule Wild, pe care l-am văzut și l-am și recenzat. Și pe urmă am fost ulterior, acum de curând, am fost la un alt spectacol, Comedia de l'Arte, făcut după Ciuma lui Albert Camus. A, da. Asediu. Da. Un spectacol interesant, Asediu, de altfel. Da. Am fost, trebuie să recunosc că am fost la unul din spectacolele voastre, unul din spectacolele pe care l-ați avut la Palatul Copiilor. În care Minerici în aventurile lui exact, Apolodor, da. Exact, da. Și sincer, mi-a plăcut. Și mă uitam în sală că erau foarte mulți copilași. Ba mai mult de atât, în afară de faptul că au fost cu mine și s-au stat și au văzut spectacolul, la final chiar au interacționat cu voi și mi s-a părut interacționează, interesant. Sigur, pentru că ei nu sunt opriți de... etichete și copiii. N-au niciun fel de inhibiții până. Exact, ceea ce este absolut minunat. Ei ne inspiră. Ideea de Minerici a pornit de la... De fapt, cred că toate scenariile pe care le scriu pentru copii sunt cumva inspirate din experiența mea de părinte. Și cred că dacă toți părinții și-ar asculta puțin mai mult copiii, ar fi mult mai inspirați, așa să spun. Este. Și în alegeri și în viață. Cum a reacționat... copilașul tău când a văzut primul spectacol Minerici? A, păi el a urmărit absolut toată evoluția. I-am, în primul rând că Minerici a pornit ca titlu de la... Am botezat noi într-o joacă, aveam o ceșcuță acasă cu niște pitici și avea o, mă rog, șapcă interesantă și oarecum am ajuns la numele ăsta. Și a plăcut foarte mult. După aia am zis, uite, mamei, m-am gândit să facem niște spectacole de teatru pentru copii în care o să joace și mami, o să le și regizăm. Ce zici, vrei să ne ajuți și tu, că ai idei bune și așa. Și am relatat absolut toți pașii, adică el participă la repetiții, la, nu știu, pregătit decorul, la înregistrările video, a urmărit serialul Minericii pe YouTube, e tot timpul activ, spune prietenilor, acum se și laudă cu mine peste vreau tot, să te întreb ceva. Cum ar fi, sau de fapt întrebarea e cam așa, ți-ai dori ca și copilul tău să facă ce ai făcut tu atâția ani de zile sau ți-ai dori să facă altceva? Din punctul tău de vedere ca mămică. Da, eu nu m-am gândit absolut nicio secundă că îmi doresc ca el să facă ceva sau nu. Sigur că fiind părinte mi-aș dori să nu facă ceva periculos. Nu știu, să nu facă parașutism, dar poate pentru el e bine. Dar nu m-am gândit absolut nicio secundă ce o să se facă, dacă mi-ar plăcea. Important este să facă ce vrea, să fie fericit, să... Și să fie bine. Să se simtă bine, da. Asta e... Vreau să te mai întreb tot apropo de copii, pentru că proiectul vostru se adresează copiilor. Crezi că micuții ar putea evolua mult mai bine dacă ar fi parte integrantă din astfel de grupuri de, în care să învețe teatru, arta actorului, de fapt, nu teatru, teatru fiind produsul final, să învețe, s-ar dezvolta mult mai bine?
Da, s-ar dezvolta, în primul rând, dacă ar veni la spectacole mai des, ceea ce am văzut că se cam întâmplă, pentru că nu tot ce urmărim doar în televiziune sau, eu știu, alte tipuri de da, media, nu trebuie doar acolo îndreptați, trebuie canalizați către toate direcțiile, pentru că ei sunt deschiși, nu... Și până la urmă trebuie lăsat să-și aleagă lăsat ei. Trebuie să-și aleagă, exact. Pe de altă parte, da, cred că e foarte bine să implicăm într-o activitate pentru copii, cursurile de teatru la vârsta asta, eu știu să zic până în 12 ani, e mai mult o formă de a se simți liber, de a se juca, de a se dezinhiba, de a nu mai fi timizi, mă rog, astea sunt, acum că el, copilul respectiv ajunge sau nu pe scenă, asta nu ține nici de părinte, nici de cursul pe care l-a făcut, ține de el. Și nu cred că se poate decide la o asemenea vârstă fragedă. Poate că există câțiva copii foarte talentați la care se vede din prima și ar fi excelent să urmeze o carieră, dar cred că se poate și decide ulterior. Am înțeles. V-ați gândit ca în proiectele voastre ulterioare să atrageți către voi să jucați împreună cu copii? Da, da, sigur. Sigur ne-am gândit. Mai ales, să zic, mi-ar plăcea să încercăm să avem un spectacol interactiv pregătit cu niște copii care au, să spunem, anumite probleme de... Diverse probleme, da. Și mi-ar plăcea foarte mult să implic pe aceea, pentru că sunt convinsă că au o zonă senzorială extra dezvoltată. Așa este. Și cred că le va fi ca o bună terapie, să spun. Unde vă poate vedea, pentru că mai avem câteva minute până la final, unde vă pot vedea copiii și părinții, deopotrivă, pe voi Minirici de acum încolo? Păi, ne pot vedea pe site-ul minirici.ro, care... astăzi cred că este gata. Doamne, în sfârșit. Da, ne strădine ceva timp. N-avem foarte mult timp la dispoziție și de asta ne-a fost greu. Ne pot urmări pe Facebook, evident, pe pagina Minirici. Ne pot urmări pe Instagram, pe aceeași pagină, pe YouTube, pe canalul Minirici, unde avem niște filmulețe pe care le-am făcut așa într-o joacă de emisiune de copii. Dar copiilor li s-a părut amuzant ce s-a petrecut acolo și ar trebui să urmăriți. Și bineînțeles ne pot urmări evenimentele și pe site și pe Facebook, pe astfel încât să fie prezent. Care e următorul vostru spectacol? Următorul nostru eveniment este chiar acum, weekendul acesta, 15, practic pe 16 jucăm, dar duminică. Weekendul 15-16, Dinofest se cheamă, este la Râșnov, un festival cu mai multe trupe de teatru pentru copii. Noi vom fi duminică la ora 12 cu Minirici în aventurile lui Apolodor. Frumos, baftă vă doresc. Mulțumim. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că am fost împreună. Știu că și voi aveți un program foarte încărcat și sunteți pe fugă în permanență și aveți proiecte. De obicei, la final, eu prietenilor din emisiune le smulg o promisiune. Și anume că la următoarea premieră Minirici pe care o veți avea, să ne auzim, să ne vedem și de ce nu chiar să și discutăm la finalul piesei, pe marginea aici și să vedem. Și ar fi interesant să discutați și cu părinții și cu copiii. Exact, exact. Da. Despre asta. Sigur că da, e o promisiune practic îndeplinită. Am avut premiera celui de-al doilea spectacol, Copacul Înțelept, un spectacol puțin mai, să spun, înțelept, bazat pe poveștile din fabule celebre, dar nu vreau să vă divulg despre ce e vorba. Cu prima ocazie când îl vom juca, fiți convinși că vă invităm. Cu mare drag. Mulțumesc foarte mult și pentru... Eu. Îți mulțumesc mult de tot, multă baftă, mult succes în continuare cu proiectul cu Minirici și, de ce nu, și proiectele tale individuale pe care ți le propui să le ai de acum încolo. Dragi telespectatori, ultima ediție din acest sezon de Culart se încheie în această dupămasă, în această seară, în acest mod drăguț, plăcut și discutând despre copii. Nu uitați, copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă valori, ce înseamnă cultură, ce înseamnă educație, ce înseamnă teatru, ce înseamnă film, așa cum trebuie. Așa că nu îi îngrădiți și lăsați-i să meargă și să vadă singur despre ce este vorba. Până în septembrie, eu sunt Ștefan Apostol, o vacanță frumoasă vă doresc și ne auzim la momentul oportun. O seară bună!